ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Celebrul actor britanic Orlando Bloom a venit în Republica Moldova. El a vizitat centrul pentru refugiați de la Moldexpo și a postat fotografii de acolo pe pagina sa de Instagram. La o lună de când Rusia a atacat Ucraina, soldații ucraineni rezistă eroic. Kievul anunță că militarii au distrus o navă rusească în portul Berdeansk. Orașele Harkov și Mariupol au fost însă ținta rușilor. Dar NATO se reunește într-o sesiune de urgență la care participă și președintele american. Liderii alianței vor decide trimiterea de noi trupe în statele membre, dar și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Astăzi se împlinește o lună de luptă eroică a poporului ucrainean împotriva agresiunii ruse. O lună de rezistență în care orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice cu proiectilele rusești care cad peste cartiere de locuință, centre comerciale, școli și spitale. Suburbiile Kievului și Harkovul au fost bombardate intens noaptea trecută, în timp ce Mariupolul s-a transformat în ruine. Portul din Berdeansk era în flăcări azi dimineață, după ce, potrivit armatei ucrainene, o navă rusească a fost țintită de o rachetă lansată de soldații din Ucraina. Forțele armate ucrainene spun că au distrus o navă rusească în portul Berdeansk după o noapte în care bubuiturile nu au mai contenit. Informația nu a fost însă confirmată din alte surse. Situația este sub control la Kiev, au anunțat autoritățile ucrainene. În ciuda faptului că rușii aruncă în continuu rachete spre zonele rezidențiale, soldații ucraineni reușesc să-i țină la distanță. O cameră de supraveghere din Kiev a surprins momentul în care în preajma unui bărbat care își plimba câinele în curtea unui bloc, cade un obuz și explodează. Acesta se afla la o distanță suficient de mare și a scăpat cu viață, scrie presa din Ucraina. Dimineața, tot orașul Cernigov, din suburbia capitalei Ucrainei, era acoperit de un nor uriaș de fum generat de incendiile izbucnite în urma bombardamentelor. Primarul orașului a arătat într-un filmuleț distrugerile lăsate în urmă de explozii. Sute de gospodării din suburbiile Kievului au fost distruse de rachete. Statele Unite anunță că Ucraina a recuperat teren în luptele din apropierea Kievului, împingând trupele ruse pe linia frontului la est de capitală. Rușii se află la aproximativ 55 de kilometri de centrul orașului la est, cu 35 de kilometri mai mult față de ziua precedentă, a spus oficialul citat de CNN. În nord-vest, rușii sapă și stabilesc poziții defensive, a adăugat americanul, precizând că în această zonă trupele Moscovei rămân la 15-20 de kilometri de centrul capitalei. În sud, la Mariupol, cel mai afectat oraș de război. Imaginile sunt de-a dreptul apocaliptice după o lună de război. Majoritatea clădirilor sunt distruse după bombardamente, străzile fiind pline de moloz. Treptat și Harkovul se transformă într-o ruină. Imaginile filmate de localnici cu peisajul lăsat de bombardamentele din ultima lună sunt dezolante. Orașul Izium din suburbia Harkovului arată ca după apocalipsă. Războiul ruso-ucrainean a început la 24 februarie, când Federația Rusă a lansat o invazie terestră, aeriană și navală împotriva Ucrainei. Este cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa, după cel de-al doilea război mondial. La o lună după anunțarea invaziei în Ucraina, nimeni nu știe ce va decide Vladimir Putin. Situația este fără îndoială mai dificilă decât își imagina, dar mai trebuie plătit prețul ca să-și realizeze scopurile, estimează unii experți. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Будемо боротись, як тільки ми можемо. Хоробро, з повною енергією, на результат. Слава усім нашим героям! Слава Україні! Владимир Путін, обращаються к вам діти України. Отзовіть свої війська. La 24 februarie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat în zorii zilei o operațiune militară specială în Ucraina pentru a apăra separatiștii din regiunea Donbass, situată în estul țării. Мною прийнято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції.
Rusia își dorea un atac rapid. Atacul a fost condus de elicoptere de parașutiști ruși asupra aerodromului Hostomel de la nord de Kiev. Recucerirea pistei puternic strategice de către forțele speciale ucrainene după mai bine de 10 ore de lupte intense a subliniat nivelul rezistenței Ucrainei. NATO, ONU, UE și cei mai mulți șefi de stat și de guverne din Europa au condamnat rapid agresiunea militară a Rusiei. Președintele Ucrainei a acuzat marile țări ale lumii că ucrainenii au fost lăsați singuri în confruntarea cu Rusia. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Chiar în prima zi a invaziei au fost vizate de ofensiva rusească orașe precum Lvov, Mariupol, orașul Port Odessa, Genichensk, Herson, Melitopol, Harkov, Kiev. Tot în prima zi a invaziei, centrala nucleară de la Cernobâl a fost capturată de forțele ruse. A doua zi de război în Ucraina a continuat cu explozii la Kiev. Lupte grele au curs de asemenea în sudul Ucrainei, lângă orașele Mariupol, Herson, Mykolaiv și Odessa. Avansul forțelor rusești a fost contracarat în mai multe locuri, militarii ucraineni reușind să distrugă numeroase blindate. Slavă Ucrainei! Pe 26 februarie, Rusia cucerește primul oraș important din Ucraina, Melitopol. În cea de-a treia zi a războiului ruso-ucrainean, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a pledat pentru primirea țării sale în Uniunea Europeană, în contextul invaziei ruse, iar pe 28 februarie semnează cererea de aderare. În aceeași zi, la frontiera belarusă, încep negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina. În ciuda negocierilor de pace cu Ucraina, Vladimir Putin cere plasarea forțelor de descurajare nucleară rusești în alerta de luptă. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a continuat în cea de-a șasea zi prin atacuri asupra capitalei Kiev, iar la Harkov atacurile rusești cu rachete au lovit sediul administrației regionale. Totodată, imaginile prin satelit indică prezența unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev, care se întindea pe aproximativ 64 de kilometri. Nici negocierile de pace, nici apelurile liderilor străini, nici sancțiunile impuse de Occident care au dus la prăbușirea rublei rusești și retragerea mai multor companii străine din Rusia nu l-au determinat pe Vladimir Putin să pună capăt războiului. De nenumărate ori, acesta a declarat că așa zisa operațiune militară din Ucraina merge conform planului. Ba mai mult, rușii continuă să afirme că ei nu atacă ținte civile, ci doar infrastructura militară. Imaginile de pe teren arată însă cu totul altceva, cum s-a întâmplat în cazul maternității din Mariupol, unde 17 persoane au fost rănite, iar ulterior o femeie însărcinată a murit în urma unui atac cu rachete. Treia bolniță, Mariupol. Роддом. A urmat teatrul academic din orașul Port, unde se adăposteau peste 1000 de oameni, și școala de artă, unde la fel se refugiase sute de bătrâni și femei cu copii. Armata rusă a invadat mai multe orașe din Ucraina, Cernigov, Jitomir, Sumy, inclusiv capitala Kiev, a cucerit orașele Herson și Berdeansk și a preluat controlul asupra cele mai mari centrale nucleare din Europa, centrala de la Zaporojie. Deși nu au reușit să ajungă la Kiev, armata rusă a bombardat orașul la greu. Zeci de clădiri au fost distruse și cel puțin 264 de civili, printre care 4 copii, au murit. Cu trenul sau mașina, peste 3 milioane de ucraineni au luat drumul vestului pentru a scăpa de tirul armelor rusești. La o lună de război, delegațiile ruse și ucrainene continuă negocierile prin videoconferință. Ambele părți spun însă că acestea sunt destul de dificile. Putin vrea neutralitatea și demilitarizarea Ucrainei, recunoașterea independenței republicilor Donetsk și Lugansk și suveranitatea Rusiei asupra peninsula Crimeea. Partea ucraineană cere armistițiu, retragerea trupelor ruse și garanții de securitate puternice prin formule concrete.
La o lună de când Ucraina a fost invadată, exodul civililor continuă. O mare parte dintre ei ajung în Republica Moldova, iar sute de familii se despart la frontieră, așa cum bărbații apți de luptă nu au voie să părăsească Ucraina. Cei mai mulți refugiați ajung la Vama Palanca, unde voluntarii îi ajută să-și găsească un adăpost sau să-și continue drumul către alte țări. Peste 340.000 de refugiați ucraineni au intrat până astăzi în Moldova, iar o parte dintre ei au rămas aici. Cunoștință deja? Da, Sonia, da. Da. Timofei, în vârstă de 12 ani, a venit din Odessa în Moldova împreună cu mama, frățiorul mai mic de aproape 2 ani și bunica. Îndată ce a traversat punctul vamal de la Palanca, băiatul și-a sunat tatăl, care a rămas acasă. Ну, мама расстроена, плачет немного. Трудно об этом говорить на самом деле, потому что это я не думаю, что закончится в ближайший месяц-два. Ну, ты сейчас должен быть маме поддержкой и опорой. Ну, да. Я понимаю. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Да, давай. Пока, люблю тебя. Да, я тебя целую, давай. Пока. Pe jos au traversat frontiera și aceste trei prietene împreună cu copiilor, așa cum micuța Sofia de aproape 3 ani plângea, Andrei, un polițist de frontieră, a luat-o în brațe ca să o liniștească. Ce v-a făcut să recurgeți la un așa gest? Plângea fetița și am hotărât să acord ajutor mamei. Ați făcut cunoștință deja? Da, Sonia, da. Da, Sonica. Мы с Николаева. У нас сегодня начали сильно бомбить. Мы жены военных и решили уже ехать. Полицейские фронтиера ажута и ку транспортаря багажелор. Tatiana, de mână cu fiica ei de 7 ani, vine de la Odessa. Războiul a despărțit-o de soț, care a rămas acolo, ca să nu o facă pe micuță să sufere. I-a spus că au ajuns în Moldova într-o călătorie. Ребенок маленький, хочется, чтобы она не жила в страхе. Я ее оберегаю всячески, потому что это очень тяжело, и мы... То есть она знает, что в Одессе неспокойно, знает, что там страшно. За папу переживает, конечно, когда слышит вот эти разговоры, но... Pe de altă parte, sunt ucraineni care după câteva săptămâni petrecute în Moldova decid să se întoarcă acasă. Nu сложились обстоятельства, что приходится ехать домой сейчас. Они убегали от войны, люди приняли решение вернуться. Они хотят домой. La punctul vamal de la Palanca a venit și o echipă de medici din Israel pentru a acorda ajutor refugiaților. Aceștia au împărțit jucării copiilor și gustări. У нас медикальные игрушки и конфеты для детей, для всех, и все, что нужно сделать, мы здесь. Până acum în Moldova au intrat aproape 340.000 de ucraineni, iar peste 100.000 sunt în prezent în țară. Celebrul actor Orlando Bloom a venit în Republica Moldova pentru a fi alături de ucrainenii refugiați în țara noastră. Fiind ambasadorul bunăvoinței UNICEF alături de organizație, îi sprijină pe copiii, dar și familiile din Ucraina care au fugit în Moldova. Aseară, actorul a postat fotografii pe contul său de Instagram în care apare alături de câteva mame și copii adăpostiți la Centrul pentru Refugiați de la Moldexpo. Deocamdată nu se știu detalii despre programul actorului în Moldova sau câte zile se va afla la noi în țară. Actorul britanic a fost numit ambasadorul al bunei voinței în 2009, ca recunoaștere a angajamentului său față de drepturile copiilor din întreaga lume. Orlando Bloom este cunoscut pentru rolurile sale din Pirații din Caraibe și din trilogia câștigătoare a premiilor Oscar, Stăpânul Inelelor. Fiecare al doilea moldovean riscă să devină sărac la anul, iar peste 30% din populația țării ar putea trăi sub pragul sărăciei. Sunt previziunile PNUD în cazul în care războiul din Ucraina va continua. Astfel, economia țării noastre ar putea fi grav afectată. În acest context, cei de la PNUD spun că vor sprijini Republica Moldova, în timp ce autoritățile de la noi discută despre majorarea pensiilor și salariilor.
Efectele economice ale războiului din Ucraina vor fi resimțite în întreaga regiune și milioane de oameni vor avea nevoie în lunile următoare de sprijin urgent, a declarat reprezentantul PNUD în Moldova. Experții de la PNUD spun că relațiile economice ale Moldovei cu Ucraina și Federația Rusă au fost afectate enorm de război. În plus, statul trebuie să facă față și numărului mare de refugiați, dar și crizei energetice. Pentru a preveni și mai multe suferințe umane, dar și colapsul economiilor locale, războiul trebuie să înceteze. Oamenii din regiune au nevoie urgent de pace pentru a preveni căderea liberă în sărăcie, a mai declarat reprezentantul PNUD în Moldova într-un comunicat de presă. Întrebată cum urmează să-i ajute pe moldoveni în cazul unui astfel de scenariu, Natalia Gavrilița a vorbit despre pensii și salarii mai mari, dar și ajutoare pentru anumite categorii de persoane. În primul rând mergem pe indexarea pensiilor, indexarea indemnizațiilor, creșterea țintită a programelor de asistență pentru diverse sectoare ale economiei, pe creșterea eficienței energetice și securității energetice. Deci mergem pe acel plan de reziliență și plan anticriză. Potrivit unui clasament recent al Fondului Monetar Internațional, Republica Moldova este a doua cea mai săracă țară din Europa, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de numai $14,000. O refugiată din Ucraina a născut o fetiță perfect sănătoasă la scurt timp după ce a trecut granița țării noastre. Micuța a venit pe lume la o maternitate din Cioader Lungă. Я удивлена, що роди пройшли благополучно. Вот, поступила сюда. Тут очень хороший специалист. Спасибо всем. Acum tânăra mămică nu-și dorește decât să se întoarcă acasă, în Odessa. Aflați povestea femeii în câteva minute la știri. Primul tren cu păcură a ajuns astăzi în Republica Moldova, iar în scurt timp urmează să ajungă și celelalte trei, care vor suplini cantitatea de 5.000 de tone promise drept ajutor din partea României. Tot astăzi, autoritățile de peste Prut au anunțat că peste 130 de tone de benzină și motorină se află deja în depozitele din Moldova. Pachetul constă din această cantitate de 5.000 de tone de păcură și primul tren din cele patru deja se află la dumneavoastră aici, în gara centrală din Chișinău. În același timp, pot să vă spun că o cantitate de combustibil de 130 de tone de motorină și 131 de tone de benzină se află deja în depozitele Petrom de aici, din Republica Moldova. Cele 1250 de tone de păcuri au fost primite astăzi în cadrul ceremoniei oficiale de recepție a unui prim transport din donație. Celelalte cantități de păcuri în valoare de 3,5 milioane de euro urmează să ajungă în țara noastră în săptămânile următoare. Natalia Gavrilița a mulțumit Guvernului României pentru reacția rapidă și ajutorul pe care îl oferă Republicii Moldova în această perioadă grea. Noi ne dorim securitate energetică, ne dorim ca în aceste timpuri complexe, când vedem așa o volatilitate pe piața combustibilului, vedem creșteri de prețuri care nu s-au mai văzut înainte, această păcură ne va ajuta să avem alternative, să avem opțiuni pentru a asigura cetățenii Republicii Moldova cu acces la combustibil și la căldură. La începutul lunii, Comitetul Național pentru Situații de Urgență al României a decis să acorde Republicii Moldova peste 155.000 de litri de motorină, peste 150.000 de litri de benzină și 5.000 de tone de păcură. Tariful la gaze naturale nu va crește în aprilie, deși Moldovagaz va cumpăra gaz de la ruși la un preț dublu. Afirmația aparține șefului Moldovagaz, care menționează că instituția nu va cere majorarea tarifului. Pe de altă parte, vicepremierul Andrei Spânu susține că diferența de preț va fi suportată de Moldovagaz, iar bani sunt. Spânu a spus că la vară se va cumpăra gaz pentru a fi folosit pe timp de iarnă. Stocurile de gaze vor fi depozitate în România. În această vară, guvernul va face tot posibilul ca să avem deja primele cantități de gaze stocate pentru iarna din anul 2022-2023. Conform proiectului de lege, țintim 2 luni de iarnă, între 300 și 400 de milioane de metri cubi.
Aceste stocuri de gaze vor fi păstrate în depozitele din România, spune vicepremierul Andrei Spânu. Nu este nevoie să se construiască alte depozite decât cele existente în România, ori capacitatea de stocare care există la moment pe teritoriul României este suficientă pentru a face aceste stocuri. Totodată, vicepremierul a menționat că tariful la gaz nu se va majora în aprilie, deși prețul de achiziție de la Gazprom ar putea să se dubleze. Asta spune și președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban. Chiar dacă vom avea un preț mare de achiziție, aceasta nu va influența tariful pentru luna aprilie, ținând cont că noi am avut careva deveri pozitive pentru luna februarie și martie. Noi în aprilie vom primi achitarea pentru luna martie și banii ăștia care din luna martie vom utiliza inclusiv pentru achitarea consumului din luna martie și 50% pentru aprilie. Bani pentru luna aprilie avem. De aceea spun că Moldova Gaz foarte multă e asupra sa și a luat anterior. Autoritățile i-au îndemnat din nou pe moldoveni să mai economisească din resursele energetice. S-a venit cu mesaje că este nevoie în această perioadă complicată de război în țara vecină, de incertitudine, să fim toți pregătiți să economisim în luna aprilie. Vom începe cu mai multe decizii la Comisia Situației Excepționale. Cu siguranță vom începe cu instituțiile publice. În această lună, Moldova Gaz cumpără gazul rusesc cu aproape 550 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Potrivit autorităților, aceasta este ultima lună în care moldovenii mai primesc compensații la gaz și agentul termic. Pentru a opri războiul din Ucraina, liderii occidentali și-au dat întâlnire la Bruxelles pentru a stabili un nou set de sancțiuni. Trei summituri, NATO, G7 și reuniunea șefilor de stat și de guvern ai țărilor din Uniunea Europeană vor avea loc astăzi. Toate au ca subiect invadarea Ucrainei de către Rusia. La aceste reuniuni participă și președintele american Joe Biden, care a ajuns aseară în capitala Belgiei. Președintele Statelor Unite a aterizat aseară pe un aeroport militar aflat la aproximativ 20 de kilometri de Bruxelles. Joe Biden va participa la un set de summituri de urgență menite să abordeze războiul Rusiei din Ucraina. Înainte de începerea summitului, secretarul general al NATO a declarat că președintele Vladimir Putin a făcut o mare greșeală. Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. He has underestimated the strength of the Ukrainian people, the bravery of the Ukrainian people and the armed forces. Șeful NATO a subliniat faptul că după o lună de la începerea războiului, Ucraina este mai bine pregătită și mai bine echipată militar. We are all aware that compared to where they were back in 2014, this is a total different force than 8 years ago. Aderarea Ucrainei la NATO nu este pe agenda summitului de astăzi, a declarat secretarul NATO, care a explicat încă o dată de ce nu vrea ca alianța să impună o zonă de restricții aeriene deasupra Ucrainei. A no-fly zone means that we need to take out Russian air defense systems in Russia, which are covering the airspace over Ukraine, and it means that we have to be ready to shoot down Russian planes. And that will most likely lead to a full-fledged conflict. Este de așteptat ca liderii occidentali să discute și noi sancțiuni la adresa Moscovei. Poziția Chinei, pe care atât Occidentul cât și Rusia ar vrea să o aibă în propria echipă, va fi un alt subiect important al discuțiilor. Întâlnirea la nivel înalt are loc în contextul în care Kremlinul anunță că va recurge la arme nucleare dacă existența Rusiei va fi amenințată. Urmează să ia decizii privind consolidarea fără precedent a flancului estic, drept măsură de prevenire și descurajare eventualelor atacuri din partea Rusiei. Aceste măsuri vor veni suplimentar la cei 40.000 de soldați NATO deja în stare de alertă și 100.000 de soldați americani dislocați în Europa. Totodată, orice folosire a armelor chimice va schimba fundamental natura conflictului. Any use of chemical weapons is absolutely unacceptable and will have far-reaching consequences. Acesta este al doilea summit extraordinar NATO din acest an, după cel din 25 februarie. Totodată, Consiliul European al Uniunii Europene se reunește astăzi și mâine la Bruxelles pentru a discuta despre agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. Uniunea Europeană intenționează să crească în continuare presiunea economică asupra Rusiei. With our international partners, we have imposed the heaviest sanctions we have ever adopted, hitting the financial system, crippling key economic sectors,
and cracking down on supporters of the regime. Hundreds of global companies are leaving Russia because they don't want to feed Putin's war of choice. This, honorable members, is the legacy that Putin will leave behind in Russia. He has become the worst enemy of the Russian people too. Liderii celor 27 de țări membre ale blocului vor pregăti încă un pachet de sancțiuni înainte de sfârșitul săptămânii. Este posibil ca noi măsuri să fie îndreptate către sectorul energetic din Rusia. Într-un discurs înflăcărat filmat în ajunul datei ce marchează o lună de la începerea invaziei ruse, președintele Volodymyr Zelensky a cerut lumii să se ridice împotriva războiului începând cu 24 martie. Acesta i-a îndemnat pe oamenii din toate țările să nu rămână indiferenți și să protesteze astăzi față de invazia rusă. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters. That's the reason we all must stop Russia. The world must stop the war. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters. Volodymyr Zelensky a povestit ororile prin care trece țara sa de când a început invazia rusă. Вже місяць нашого захисту від намагання нас знищити, стерти з лиця землі. Російські війська руйнують наші міста, вбивають без розбору цивільних людей. Гвалтують жінок, викрадають дітей, розстрілюють біженців, захоплюють гуманітарні колони, займаються мародерством, спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень університети, житлові квартали. Що завгодно, російські війська не знають межі зла. Și Olena Zelenska, prima doamna Ucrainei, a publicat un mesaj emoționant la o lună de la invazia Rusiei în Ucraina, făcând un bilanț devastator al unei alte realități în Europa, una în care 121 de copii și 6 medici au fost uciși, în care 246 de spitale au fost bombardate, 291 de școli distruse de rachete, în care 15.000 de bebeluși s-au născut în subsoluri. Acum exact o lună ne-au trezit sunetele exploziilor care nu s-au oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită, în care războiul a intrat în casele noastre. Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu 10 ani. Am învățat să diferențiem sunetele artileriei care sosesc în timpul bombardamentelor. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus, ci am întâlnit criminali de război, care ucid civili în mod deliberat. A scris pe Facebook Olena Zelenska, distribuind un videoclip în sprijinul Ucrainei. In the past month, 1,200 missiles have been fired at Ukrainian cities. A nuclear power plant has caught on fire. Kindergartens, schools, and hospitals have been damaged and are being targeted. Residential homes are being bombed, civilians shot, and in besieged Mariupol, people are burying their relatives on the streets. Sute de civili au fost uciși, alte sute au fost răniți, iar peste 3 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Însărcinată în luna a noua, o tânără din Ucraina a ajuns de una singură în țara noastră. Femeia a fost adăpostită de bunelul ei, care locuiește la cea de lunga. În scurt timp, gravida a intrat în travaliu și a născut o fetiță perfect sănătoasă la maternitatea din localitate. Atât mămica, cât și copilul se simt bine și speră să revină acasă, în Odessa. Приехала 7 марта. На 9-м месяце беременности, до последнего не хотела покидать свой дом. Ну, так получилось. Cu lacrimi în ochi, femeia a povestit cum a fugit de război de una singură, fiind în a noua lună de sarcină. Очень много людей на границе, которые пытаются как-то спасти себя, детей и выехать, потому что там ситуация, конечно, сложная. Ajunsă în Moldova, Victoria a fost adăpostită de bunelul său în vârstă de 85 de ani, care locuiește în cea de lunga. Peste câteva zile, femeia a intrat în travaliu și a fost dusă la maternitatea din localitate, unde a născut o fetiță. Роды произошли в 5:30 утра, живым доношенным ребенком. Роды прошли благополучно, без травмы. Ребенок закричал сразу. Весом 3,850-54 сантиметра, оценкой по шкале Абгар 8,8 баллов,
Состояние ребенка удовлетворительное. Я удивлена, что роды прошли благополучно. Вот, поступила сюда. Тут очень хорошие специалисты. Спасибо всем. Фетița este primul copil al Victoriei. Acum femeia își dorește un singur lucru. Să revină acasă, în Odessa. Хотелось бы вернуться домой, потому что там у меня и работа, и дом, муж, отец, друзья. Там моя жизнь. В Молдавии я думаю, что мы временно. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, de la începutul războiului în țara noastră s-au născut 18 copii cu statut de refugiat, printre care și o pereche de gemeni. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!